Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slava Tatălui!
și toate cele din lăuntrul meu, numele ce sunt al Lui. Bine ești cuvântat, Doamne! Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărintească tura noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pură Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Acum și pururea și în vecii vecinoi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecinoi. Viața noastră,
lui Hristos Dumnezeu, slavă! Și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Cel ce stă în cerul cete și poștii lor, și vrem să vezi într-un părăcia ta când se veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Și să iași cu Duhul, că acela este împărăția cerurilor. Fericii cei ce cântă, acelia se vor mântuia. Fericii ce plânsă, acelia vor moșteni pământul. Fericii cei flămânsi, înțețate, dreptate, pe cei bine credin.
Apostolii mei, când
Slăvește pe Tatăl oasă cu soldatului. Cine să deșe vie și nu mănâncă din roade ei? Sau cine pască curmă și nu mănâncă din laptele curmei? Nu în felul oamenilor vă spun eu acestea. Nu spune oare și legea acestea? Căci în legea lui Moise stă scris să nu legi gura voi care trăieră. Oare de voi se îngrijește Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice, căci pentru noi s-a scris, cel ce ară trebuie să are până nădejde, și cel ce trăieră până nădejdea că va avea parte de roade. Dacă noi am semănat la voi cele duhovnicești, este mare, mare lucru, ne vom secera și cele pământești. Dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate dreptă, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos. Face ție ce ai citit. Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace Matei Cipire. Mărire și Doamne, mărire și mine. Să luăm aminte. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Asemenea este împărăția cerurilor, un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteala, a adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, Domnul s-a poruncit să îl vândă pe el, pe femeia lui și pe copii și toate câte avea ca să plătească datoria. Atunci, acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăți ție tot. Iar Domnul slujitorului acelui, amilosenindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul dintre seminii săi, care îi era dator 100 de dinari. Și, punând mâna pe el, îl strângea de gât și îi zicea, plătește-mi ce ești dator. Atunci, acela căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci, cei
care în locul ei, văzând toate ce s-au petrecut, s-au întristat foarte și venind au spus Domnului lor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l, Domnul său i-a zis: slujitor viclean, toată datoria aceea ți-a iertat-o pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai milă de semnul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mânuindu-se, Domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare dintre voi nu va ierta fratelui său din inima greșelile lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, iar și iar cu pace Domnului
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește Thank you.
Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român drefericios de pretinde să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, romonachii, rodiaconi, diaconi, monachi și monahii, pe turcii bisericii și călugăresc să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântlăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfântlăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ostașii români, căzuți de tăticuri de luptă pentru apărarea Țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pentru cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soții, soții, pe fiecare dintre dinicului să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorul creștin, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu bun chip, Amen.
inim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă o asta. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu. Doamne, miluiește! Sfinte, Sfinte, în pace și tot de plecat de la Domnul, să mereu. Doamne! Dar de păcate și greșele noastre de la Domnul să cere. Să cerem, Doamne! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpână noastră de Dumnezeu, născătoarea și pura Fecioara Maria, cu toți sfinții, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluie! Lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Doamne! Îndurările unui născut Fiului Tău, care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
Thank you.
Amen.
Dumnezeul curățește. Oh.
Sfânt,
Sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicel fiind său jertfelii. Pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul. Doamne, miluiește! Ziua toată de săvârșită sfântă, pace și fără de păcate la Domnul să cerem. Sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne, noastre, de la Domnul să cerem. La înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Da, Doamne! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe Dumnezeu, Cel Ceresc Tată, și a zice. Amen. Și nu.
Tatăl și Curea și în vecii vecilor.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Acum când am emis acest motto, fără să fac nicio publicitate, niciun fel, parcă mi-am adus aminte și îmi sună așa la crug. Îngăduiește-mă. Îți voi părți ție tot. Iubiți credincioși, cred că una dintre cele mai tulburătoare evanghelii care ne lămurește asupra datoriilor pe care noi le avem față de Dumnezeu, față de aproapele și față de noi înșine, este pilda datornicului celui rău. Și iată, în mijlocul verii, Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne băga în cuptorul actual, adică datoria. Cu toții avem mai mult sau mai puțin o datorie la o bancă, datorii la un verișor, datorii la un vecin, am vrea să îmbătrânească mai repede un bunic, să putem să mai respirăm și noi, că știți toată povestea aceasta a traiului bun, zice că se datorează unor lucruri foarte simple și foarte mici. Zice, o mică șansă și o mică moștenire. Toți așteptăm să vedem cum ne putem în lumea aceasta strecura astfel încât să știm să ne plătim datoria. Cred că lecție mai importantă decât cea predată de Sfinții Părinți astăzi nu există. Și anume, în câteva cuvinte am să vă aduc aminte despre pericopa aceasta datornicului, și anume ne spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile Mântuitorul a zis ucenicilor pilda aceasta: asemănase-va împărăția cerului unui om stăpân care a făcut cu slujitorii săi socoteala și a trimis de a chemat pe datornicii săi, și a venit la el un datornic cu 10.000 de talanți. Numai o paranteză vreau să vă fac pentru a vă da seama de grozăvia acestei datorii. Este vorba de 10.000 de talanți, cam că ar însemna acum 49,7 tone de argint. Înseamnă o garnitură de tren. Nu știu dacă la CFR sau GFR sau alte firme, dar cam așa înseamnă. Vă să zic că o datorie imensă. Ca să mai fac o altă scurtă paranteză, vă imaginați că omul acela care avea o datorie primise acea datorie. Probabil că o primise, nu știu, nu intru în amănuntele vremii, dar cum ar fi, ca să înțelegem noi, iei de la bancă un credit de 10.000 și peste 25 de ani afli că ai plătit din el fix 1.000 de lei și mai ai dat încă 9.000. Că restul au fost comisioane. Păi să zicem că așa a fost. Dar avea o datorie de 10.000 de talanți. Și atunci stăpânul, când a aflat că n-are, n-are, domne, n-are, ce aduceți-l încoace? Păi vindem pe el,
soția, copiii, tot ce are și poate plătește datoria. Adică cum ar deveni acest credit de a îți lua casa și după aia mai rămâi dator și pentru faptul că ai îndrăznit să deranjezi o bancă, să iei o casă care nu mai are valoarea pe care a avut-o când ai dat-o banii pe ea. Asta zic că acest lucru se întâmpla cu un om real. Se întâmplă de fapt cu fiecare dintre noi și se merge mai departe. Când a văzut omul că trebuie să plătească datoria, ca să-i acord circunstanțe atenuante, v-am spus, el a primit o sumă, dar când e vorba să o dai înapoi, din binecuvântate pricinii, să faceți socoteli. Măi, eu am primit niște o parte din banii ăștia, ce-am făcut cu ei? Păi mi-am luat o casă, domnule, nu se supăra, am luat o casă, iau înapoi. Nu, domnule, nu se poate așa ceva. Păi casa aia nu mai valorează așa și merge mai departe, datoria rămâne datorie. Și s-a rugat de stăpân și i-a spus, îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Nu putem să facem proces de intenție, să spunem că acesta vroia numai o păsuire și după aia să vedem cum voi face eu și da, să scap astăzi. Știți că asta e problema fiecăruia dintre noi, vrea să scăpăm astăzi, că mâine o vedea noi ce o face. Nu putem să facem acest proces de intenție. Pur și simplu omul poate a fost sincer, nu ne interesează dacă n-a fost, a zis îți voi plăti ție tot. O să vă întrebați, ne întrebăm așa noi cârcotașii, bine, dacă putea să plătească tot, de ce n-a făcut-o până atunci? Mă rog, trecem peste asta, că vom afla de ce. Și anume, stăpânul a fost prins de milă. Cred că nu era banchier, că la ei nu se poate întâmpla așa ceva. A fost prins de milă și a zis, nu numai că te păsuiesc, nu mi-ai mai dai deloc. Și a iertat datoria pe loc. Acesta bucuros a plecat spre casă și spre casă din datornicul care era până acum câteva minute și-a schimbat calitatea. Nu mai era datornic. Era omul cu datoriile la zi și își putea permite. Și anume, își putea permite să strângă de gât pe cel care era dator la el cu 100 de dinari. Bă, fraților, 100 de dinari, ca să înțelegeți foarte bine despre ce este vorba, este vorba de 100 de zile de muncă, asta înseamnă 3 luni și jumătate, deci 3 salarii și jumătate minim pe economie, ca să fie clar. Bă, față de vagoanele de argint, e o diferență, nu? Ce schimbase atitudinea? Că probabil se mai întâlnise el cu datornicul ăsta lui de 100 de dinari. Dar acum omul se știa că nu mai are el altă datorie și din debitor a devenit din creditor a devenit debitor. Când și-a schimbat calitatea aceasta și el trebuia să primească, imediat l-a dus pe om până la închisoare și s-a dat veste ce s-a întâmplat cu unul care ia, uite bă, săracul, pentru 100 de dinari, zace în pușcărie. Și a întrebat stăpânul ținutului, dar cine e, la cine avea datorie? Păi la cutare. Oh, ăla pe care l-am iertat eu. Chemați-l încoace. Și l-a chemat și a zis așa, franc, slugă vicleană, ți-am iertat datoria de 10.000 de talanți pentru că mi-ai cerut. Dar tu n-ai fost în stare să ierți datoria de 100 de dinari a fratelui tău? Și l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Vă imaginați acum în libertate dacă nu-l poți plăti de pușcărie nici atât. Vă să zic că trebuie să vedem cum s-a încheiat. Și anume, spune Mântuitorul, așa se va întâmpla și cu voi dacă nu iertați seminilor voștri. Dacă vreți să o facem așa pe scurt, vă spun foarte simplu, datoria de 10.000 de dinari este egală cu 100 de dinari. Deci 10.000 de talanți sunt 100 de dinari. De ce? Pentru că dacă ar fi acceptat datoria respectivă a fratelui, cu siguranță că va fi rămas așa. Ce trebuie să învățăm noi din asta? Învățăm niște lucruri extraordinare. Cum putem noi să mergem pe stradă cu o așa datorie față de cineva? O să spuneți că n-am ajuns noi să avem atâta datorii. Ba da, avem față de Dumnezeu niște datorii pe care noi însă nu prea le băgăm în seamă.
Avem o sănătate pe care o băgăm în seamă numai atunci când ne băgăiesc pe noi. Numai pe patul de spital aflăm cât ar costa un rinichi ca să facem un transplant, cât ar costa un ficat, cât ne-ar costa un braț sau un picior. Puteți să aflați lucrurile acestea și atunci când se întâmplă, Doamne ferește, sau să înțelegeți pe cineva ce înseamnă daună totală. Că eu n-am înțeles de multă vreme acest principiu, dar l-am înțeles acum. Pe propria piele, mă rog. Daună totală înseamnă atunci când mașina îți dai seama că are un preț, dar dacă o iei piesă cu piesă, are alt preț. Și anume, dacă lovești o mașină așa pe românește, mai pricopsită, numai o bară din față costă vreo 100 și ceva de milioane. Două faruri și o capotă și scrie acolo daună totală. Zic, cum adică un domn daună totală? Păi ce, mașina asta a fost asigurată la suma de 20.000 de euro și uitați-vă că deja noi ne apropiem de 22.000 de euro, numai că dacă vă schimbăm asta, asta și asta. Și așa că noi vă dăm cât suntem datori la dumneavoastră. Cât ați asigurat mașina, luați banii și se numește daună totală. Dom'le, dar mașina a rămas jumate întreagă. Deci depinde la ce jumătate vă uitați. Noi o vedem pe cealaltă și așa că mulțumiți-vă cu ce vă dau. Așa se întâmplă cu omul. Omul, la un moment dat, când vă uitați la el, ca cineva căruia i-ați dau o palmă, ziți că nu merită nimic. Dar dacă ne gândim ce instalații ne trebuie ca să respirăm singuri dacă nu putem cu plămânul nostru, dacă ne dăm seama cât trebuie să dăm din timpul nostru să facem o dializă pentru faptul că nu mai valorează rinichiul nostru cât valora, ne dăm seama că dacă le adunăm așa, sărim de 10.000 de talanți fiecare. Asta numai în condițiile în care nu suntem niște performeri care să facem banii ăștia într-un an. Un om normal are această valoare. Și atunci, ce putem să învățăm noi din toată povestea asta a datoriei? O atitudine. Adică, dacă Dumnezeu ne-a dat mâini, picioare, plămâni, rinichi, ficat și așa mai departe, de inimă nu mai vorbesc, să vedem cum putem să ne plătim datoria, pentru că trebuie să plătim datoria înainte de a ne chema Dumnezeu să dăm socoteală. Și anume, zicem, Doamne, Tu mi-ai dat picioarele astea, uite, eu nu pot să mă deplasez așa în timp util, într-o zi, la ceea ce am de făcut, dar am să mă străduiesc ca măcar o dată pe lună să merg pe picioarele pe care mi le-ai dat Tu, fără să apăs pe pedale, măcar 5-6 km. Atât. Asta înseamnă că ne-am răscumpărat picioarele. Doamne, mi-ai dat două brațe. N-am să pot niciodată să îți dau înapoi investiția, ci o pot face într-un singur fel. Să ajut cu aceste brațe pe cineva. Dacă n-am cum să ajut pe cineva, să îmbrățișez pe cineva care are nevoie de îmbrățișarea mea. Și deja am valorizat brațele noastre. Mi-ai dat, Doamne, ochi și n-am cum să ți-i plătesc pentru că sunt foarte scumpi. Nu afli cât de scumpi sunt ochii nici atunci când te uiți la Christian Dior în raft să vezi cât costă niște ochelari. N-ai cum să afli până când nu rămâi orb cât de valoroasă este privirea și vederea. Și atunci spui, Doamne, ca să pot totuși să mă revanșez, îți promit că am să văd numai lucrurile frumoase. N-am să mai văd gunoaiele, n-am să mai văd omul pocit, n-am să mai văd altceva decât frumusețea. Mi-ai dat urechi, nu pot să ți le plătesc, dar măcar îți promit că mă voi strădui să aud numai lucrurile de bine. Nu le aud pe cele de rău, nu aud nici judecățile celorlalți, nu aud altceva în afară de lucrurile frumoase care se întâmplă lângă mine. Și așa mai departe, și cu nasul o să mirosim numai lucruri frumoase. Mă străduiesc, cum v-am zis eu, de multă vreme,
să nu mă mai scoate din sărite mirosul de tutun și n-am reușit până acum, am să vă spun când reușesc, pentru că mă străduiesc să reușesc până la urmă, pentru că acesta este prețul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la mine, că ne zice clar Evanghelia, a chemat, așa e împărăția cerurilor, a chemat stăpânul să îi se aducă pe toți care au datorii. Când o să ajung eu acolo, zice, ăsta e ăla cu nasul. Păi, 10.000 de talanți, de încoace. Păi, ți-am dat nasul și tu, ce, în boxul miroși numai tămâie, tu miroseai pe toți care stăteau la masa vecină și fumau. Păi, așa se poate. Mă străduiesc să știi. Și vă promit, în scurtă vreme să vă aduc și această mare, mare veste, că nu mă mai deranjează cei care fumează. Să nu credeți că este lucru de glumă. Orice simț pe care Dumnezeu ne-a dat printr-un organ al nostru costă foarte mult. Și cum îl valorizăm? Prin îmbunătățirea lui. Și așadar să mergem mai departe la datorii. Are vecinul meu o datorie la mine? Sau vecinul meu este statul? Ca să intrăm direct în amănunte. Nu mai trecem de bancă, deja am vorbit prea mult despre ei. Statul are o datorie, adică eu am o datorie la stat, se numește taxă și încep să mă gândesc, domnule, eu i-aș da pe ăștia dacă aș vedea pe unde sunt. Nu, e deja o judecată măsluită, falsă. Nu. Dacă noi am începe să fim sinceri cu noi înșine și cu relația noastră cu Dumnezeu și cu celălalt, celălalt chiar numit Dumnezeu, așa v-am zis, și statul, am începe să discutăm altfel cu noi înșine. Măi omule, impozitul ăsta pe care îl ai, îl dai în schimbul celor 10.000 de talanți pe care Dumnezeu ți-a iertat din datorie. În momentul în care avem această conștiință, să știți că ne va fi mult mai ușor să întoarcem suta aia de dinari pe care zicem noi că statul o are la noi și să-i o dăm înapoi. Dar nu sunt toate lucrurile așa bătute pe casa de marcat. Mai sunt și niște sume pe care probabil le mai primim pe colo, pe colo. Trebuie și aici să avem mare grijă. Eu, unul personal, am rezolvat această problemă de la începutul preoției mele. Părintele Serii mi-a zis, tată, vei avea o problemă vis-a-vis de bani. Hai să spun cum se face. Măi frate, când banul este oficial pentru un anumit lucru, adică cu o destinație fixă, o folosești pentru destinația respectivă, dar ce, mai rămâne câte ceva. Ei, cu acel ceva îți faci tu o socoteală. Mă, că-s 16%, că-s 20%, că-s 50%, cât vrei tu, dar numai să fie un procent măcar, pe care să-l dai înapoi altfel. În momentul în care lucrăm cu această conștiință, că tot ceea ce am primit trebuie să ne autoimpozităm să dăm mai departe, să știți că suntem niște fericiți care vom trăi într-o societate fericită bazată tocmai pe aceste principii. Pentru că dacă nu gândim frumos și nu trăim frumos, cu siguranță că începe să ne joace feste rațiunea. Păi stai mă, păi ce ghișeft are statul că mi-am luat eu o mașină nouă? Păi de ce să-i dau? Și începi. Dă-i lui ăla numai atât, dă-i lui ăla numai atât, vezi cum faci, o declar numai atât, am cumpărat o casă, nu pot să plătesc numai 5%, îți faci o fel de socoteri. Fraților, vine scadența. Și nu e scadența aia fiscală, vedeți-vă de treabă, că aia se mai măsluiește încă. Vine scadența când ne vom așeza înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne zice, n-ai să-mi dai aia 10.000 de talanți, bine, nu-i mai dai deloc. Cu ce curaj ne vom întoarce spre casă? Când știm că avem de strâns de gât, pe unul cu 100 de, pentru 100 de dinari, pentru altul, pentru 20 de dinari și așa mai departe, nu ajungem acasă cu siguranță. Pentru că vom ajunge tot înaintea judecătorului și ne spune, n-ai fost în stare să păstrezi zero datoriile tale față de mine, vezi și ale tale. Iubiți credincioși, sunt niște principii pe care dacă le ținem în viață, suntem fericiți. Aceste principii țin nu numai de conștiința noastră,
ci de modul în care vrem să trăim frumos în societate. Dumnezeu astăzi ne așează în minte ce se întâmplă cu datoria noastră față de Dumnezeu, față de aproapele și iată și față de societate. Dacă vom avea această deschidere de a vedea lucrurile, așa cum v-am spus, că orice datorie măruntă pe care o avem este echivalentul datoriei mari pe care o avem față de Dumnezeu și pentru care nu putem să ne străduim, să o dăm înapoi, cu siguranță că aici stau adevărul și impostura. Se spune că odată un om care toată viața lui muncise, trudise rău de tot, era tăietor de lemne și spre bătrânețe obosise așa de tare, încât nu era vorba de o oboseală din spatele unei zile de muncă, ci era o oboseală acumulată și în ani. Și mergând el cu lemnele la spate, la un moment dat aruncă lemnele și începe să-și roage moartea. Atunci se spune că moartea a auzit și a ascultat și a venit lângă el și a spus: m-ai chemat? Sunt aici. Și el s-a întors și nu s-a pierdut cu firea și a zis: da, te-am chemat să mă ajuți să pun lemnul ăsta înapoi să-l cară. Cam așa suntem noi, fraților. Oricât am zice că e rău, că e urât, că e... Nu, nu, nu. Nu. Vine un moment în care ne facem imediat socoteala și zicem: măi, nu, încă nu. Atunci, de ce să nu trăim frumos? Ce credeți, că omul acela a primit alte puteri de la altcineva? Nu a primit putere de la el ca să meargă mai departe cu viața. Dacă noi credem că ne-a oropsit prea mult o taxă sau alta, cu siguranță că dacă am afla iminența sfârșitului, am zice: bine, hai că o plătesc, nu-i nicio problemă. Mergem mai departe, hai, pune sacul în spate, că mă duc mai departe cu bagajul ăsta. Iubiți credincioși, datoria pe care o avem este mai mult decât toate una psihologică. În momentul în care acceptăm că avem o datorie, în acel moment deja ne este mai ușor să o plătim. În momentul în care suntem convinși că asta e datoria noastră și trebuie să o dăm înapoi, deja mintea noastră este eliberată de tot felul de scurtături și de tot felul de căutări de rude și de posibilități să scap de datorie. Și atunci, dacă tu accepți că este datoria ta, cu siguranță că Dumnezeu îți va da puterea care este în noi. Puterea celui care a zis: a, da, punem sacul înapoi, că buturuga înapoi, că eu mă apuc de treabă. Avem putere în noi, dar nu este folosită. De ce nu e folosită? Pentru că intervine frustrarea. Dar de ce să plătesc eu când, uite, urmează o amnistie fiscală? Vă imaginați că mintea noastră nu stă degeaba. Mintea noastră imediat găsește posibilități de care să ne tragă în jos. Dar când zici: frate, nu mă interesează, eu îmi plătesc datoria și atât. Suntem fericiți în momentul în care nu am plătit datoria, ci în momentul în care am acceptat că avem datoria și de acum înainte mintea noastră lucrează numai și numai ca să putem să facem suma de a plăti. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne învață atât de frumos că de fapt datoria nu este atât de mare. Datoria este mică. Datoria noastră, cum era datoria celui cu 10.000 de talanți, nu mai era 10.000 de talanți, era să-l ierte pe ăsta de 100 de dinari. Vă imaginați? V-a să fură odată socoteala că această 100 de dinari pe care v-am spus-o face parte probabil din mentalitatea poporului român. Dacă întrebați pe stradă, din 10 oameni, 5 cel puțin vă vor spune că la locul unde sunt ei angajați n-au mai luat salarii de 6 luni. Aici sunt. Și atunci 6 luni înseamnă vreo 180 de dinari. Cred că n-am greșit. Dacă am avea conștiința: bă, frate, dacă n-am luat banii ăștia, dar n-am murit de foame, merge mai departe, în momentul acela s-ar încheia.
toată strădania noastră și toată ura noastră și mai ales toată frustrarea noastră că am muncit degeaba, zis. Nu, n-am muncit degeaba. Și sunt sigur că se vor întoarce lucrurile astfel încât cel în cauză, cel liniștit, să poată să primească de la Dumnezeu ce? Poate că nu primește direct. Dacă primești sănătate, nu-ți dai seama cam cât ai dat pe niște medicamente. Nu lăsați pe Dumnezeu să vă arate cât costă sănătatea. Nu lăsați pe Dumnezeu să arate cât costă un plămân. Pentru că nu e cazul. Este mult mai scump decât suma pentru care cârcotim noi la fiecare ceas. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă șteargă datoria și să vă înlocuiască cele 10.000 de talanți cu 100 de dinari. Pentru că poate să fie suportată 100 aceea de dinari. Chiar dacă poate să reprezinte 3 luni și jumătate de muncă degeaba, cu siguranță că Dumnezeu știe că ne-am achitat datoria și ne va ține picioarele, mâinile, ochii, urechile, privirea. Ni le va ține sănătoase. De ce? Pentru că am știut să ne achităm datoria cea mare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Bine se cuvântace ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat noi. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Divin, care vin pe mine să nu vezi pe ce trebuie să prepare cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este treaba lui Tău și acesta este ce se zice de Tău. Deci mă rog, ție liniște-mă și iartă-mă și de cele de voie, cele de nevoie, cele cu știință și cu neștiință și mă vezi să facă de o sine să mă depășesc cu prea curată de tare taină, Doamne, spre care pe care nu este viață de veci. Amin. Cine-i tale, cele pe care astăzi Fiul lui Dumnezeu părtați de Dumnezeu. Căci nu voi spune vrășmașilor tăi, taina ta, nici sărutare să dacă ai luat cea de harul, atunci sigur năstricție. Pomenește-mă, Doamne, din de vie împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sfântă, să fie împărtășirea sfintelor care tare, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a Fiscului. Amin. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, ne despărțim de Sfintei Trăiri, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit. Și pururea și în vecii vecilor. Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele nemuritoare, cerește și viață făcătoarele, Înfricoșătoare lui Hristos taine, cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi încine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne!
noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce de jos sunt cu tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fie bisericii care păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc pe Baba că sunt tale, tu pe aceștia îi preamărește dumnezeiască puterea ta și mânsa pe noi cei ce de jos cu tine. Pace, lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoșul și poporul tău, că tu de vera cea bună și cu darul de săvârșit de sus este povărârea din Părinte de Luminilor și ție slavă și mulțumire și împlinețime în Sfânt Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Schimbați-vă la față, Lord, Hristoase, Dumnezeule, arătându-ți ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Strălucească și nouă păcătoșilor, lumina ta și-a pururea viitoare. Pentru căciunile născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă-ți-e. Domnului să ne rugăm. Cel ce-ai primit toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei dintre tine și pe Daniel care erau mărinoare, ei arătat de frumos decât pe cei care-i sunuțuri de sfătări, însuțindu-l tot bunul împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor să ne trezi acestea spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae s-au pus înainte de toate rugămintele, încă și spre pământul acesta sătrăbăcit în dreapta credință. Și împlinește bunul celor și-au învățat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cele ce către mântuire și desfătarea bunătăților dar și veșnice. Pentru rugăciune prea curatei, prea stăpânei noastre de Dumnezeu, pururea Fecioarei Maria și a tuturor Sfinților care din veac au binecuvântie, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Voi toți cu al Său har și cu asaimene de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudașul Apostol, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Părintelor Sfântăcașului acestuia, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie a sfârșit, pentru rugăciunile Sfinților, Mucenicii, Fostul și Palamon, a cărui vom sfârși astăzi, pentru rugăciunile Sfinților, Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Vă mulțumesc tare mult pentru atmosfera răcoroasă pe care mi-ați oferit-o astăzi, pentru că dacă era iarnă și era frig, cu siguranță că îmi transmitea căldură. Acum mi-ați transmis o stare de răcoare și mi-aduce aminte de frumoasa traducere a Bibliei lui Șervan de la 1688, pe care nu-i explica Dumnezeu să odihnească Mitropolitul Anania, și spunea că în zilele creației, în prima carte a Scripturii, se scrie Dumnezeu se plimba în răcoarea seii. Răcoarea seii este cea dincolo de zăduful zilei, dincolo de murmurul cu care toată ziua suntem obișnuiți să-l avem în cap. Răcoarea seii este, chiar dacă nu este seară, putem să o avem în noi. Și acum, de exemplu, dacă vom ieși afară cu atitudinea că este o zi frumoasă, o zi de duminică, vom întâmpina răzămișoarele sau ele ne vom întâmpina pe noi altfel decât o fac cu cei care acum se duc așa în zăduful zilei. Haide să mergem, copii, ne întoarcem la plajă, la trei. Vedeți când simți așa că te apasă? Aproape ca cel care era apăsat de povară și cerea moarte, știi? Cu siguranță că te apasă din ce e ce mai tare. De aceea vreau să vă spun că totul ține de atitudinea noastră. Grătarul nu este cauza, ci este ocazia. Grătarul pe care vi-l tot spun eu în luna august, la început, este acela de a avea un prilej. Acum știu că 90% din casele noastre sunt pline de musafiri. Și ei așteaptă de la noi să facă și probabil că unii dintre ei chiar vor să ne intre în grații. Lăsați-i să ne intre în grații. Și le spuneți, uite, astăzi vă propunem un alt fel de grătar. Și începeți așa mai exotic, cu porumb copt,
Pur și simplu. Să vedeți că își vor constata că acest porumb copt la un grătar cu, și cu o dezlegare la bere de problemă, vor constata că, de fapt, atmosfera face totul. După aia continuați cu niște ardei capia, cu niște vinete, cu niște roșii, și să vedeți că până la urmă nu o să spună nu, mai ales că ei sunt biftuiți de ei, de grătarul tradițional. Și așa că aveți posibilitatea de a mai ține încă 3 zile, 2 zile de post și jumătate. Altfel, pentru că a posti așa cu ochii pe frigider, cu ochii pe magazine, nu e într-un totul în regulă, să știți. Eu am văzut pe cineva foarte supărat, era o familie foarte supărată și murocănoasă. Și a spus, nu vă supărați, țineți post, da. Uite, nu mi-o luați de rău. Doar următoarele 3 zile îmi asum eu, țin eu mai astru postul. Vă rog eu să nu mai țineți post. Ca să înțelegeți ceva. Păi de ce? Dacă postul face atât de schimonosite fețele voastre, nu cred că lui Dumnezeu îi place să vă uitați florâși la el. Mai bine vă uitați liniștiți și vorba Părintele Vasilie, de restul ne spovedim. Și vorbiți între voi așa foarte deschis, decât să vă stați spate în spate, încolo țin postul, ia la, mai bine. Nu ăsta e postul. Vă rog frumos, dacă aveți de gând să faceți un post de ăsta așa, cu orice preț sau post prin sine, vă rog eu frumos să vă gândiți că azi e Sfântă Mărie. Adică nu mai țineți post, nu se poate. Cred că Maica Domnului nu vrea să aibă un popor de oameni îmbufnați, de oameni spate în spate și care să se atingă cu orice vorbă și lasă-mă la post. Trebuie să-i post. Păi vezi, mai faci și să fii post, să treacă postul. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Vă rog frumos, încercați și dacă nu reușiți să țineți un post așa cu zâmbetul pe buze, dar nu zâmbetul ăsta rictus, să fie smiley face, nu. Trebuie să fie ceva natural. Dacă nu vă iese natural, vă rog frumos să dați drumul la grătare tradiționale și ne spovedim după aia. Sunt sigur că Maica Domnului este mai bucuroasă să vadă oameni veseli decât să-i vadă postitori și încruntați și care dau vina pe poști la orice împrejurare. Eu vreau să vă spun ultimul lucru legat de Evanghelia de astăzi. Mi-am permis să păstrez pentru la sfârșit o ultimă frază și anume. Toată lumea se vaită de ochii invidioși ai celorlalți. Eu aș vrea, că tot miercuri este și ziua mea onomastică, la care țin foarte mult și nu o să am posibilitatea să vă spun atunci, vă spun acum. Am în minte întotdeauna opera profesorului meu de limbă franceză, Mihail Rădulescu, care a pus în condeiul lui Mozart o felicitare către tatăl lui de ziua lui. Și anume, în cartea care se numește Mozart, Sept Jours pour l'Eternité, spune așa, tată, de ziua ta nu-ți doresc nimic. Îmi doresc mie să ajung mare, să fii mândru de mine, să mă cunoască lumea și atunci când își vor da seama că sunt fiul tău, tu să primești toate îmbrăcămintele. Așa vă urez și eu. Nu vă urez nimic. Vă urez ca duhovnicul dumneavoastră să ajungă cunoscut, să ajungă în ochii lumii și ai lumii care știe să-l despoaie de toate calitățile. Și aș vrea să vă spun că mă străduiesc să fiu vrednic de invidiile pe care le simt asupra mea. Eu vreau să fiu vrednic de tot ceea ce se scrie împotriva mea, pentru că numai așa puteți să știți că aveți în față un om viu. Pentru că dacă ați avea în față un sfânt al zilelor noastre, care să nu fie atins de nimic atunci când e nevoie să plouă, imediat Dumnezeu să așeze într-un loc în care nu plouă, dacă atunci când e soare, Dumnezeu să-i aducă umbră, nu.
Eu vreau să aveți un duhovnic viu, un duhovnic lovit de toate, ca să știe ce înseamnă loviturile, un om între oameni și un om care să vă demonstreze că atunci când vă îmbrățișează, nu se preface, nu disimulează, pentru că vreau să fiu în continuare un om viu. Și pentru că am fost întrebat de cel puțin 10 persoane acum la spovedit, dacă mai pot, vreau să răspund în gura mare, că așa dacă răspundeam în fiecăruia, nu, de acum înainte mai trebuie să mai pot. Adică ceea ce a fost până acum, ceea ce ați văzut, este un mic început. M-am bucurat tare mult că ieri, de exemplu, nu mai făcusem asta de multă vreme, am stat în filiuța mea 8 ore. Acum nu sunt un contabil de la care să fac contajul, nu. Dar am avut așa o mare bucurie să constat că mai pot. Ceea ce vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră. Dar nu faceți abuz și nici nu cere să mai fac acest lucru, pentru că nu o să mai pot face. E binecuvântat de pricii. Dar vă urez ca praznicul adormirii Maicii Domnului să vă găsească fericiți, să vă găsească împliniți, să vă găsească cu înțelesuri noi și mai ales pentru cei care, așa cum am început, se simt invidiați, să simtă că au de ce să fie invidiați. La mulți ani, spor și mult!